Începem weekendul cu carnavalul Halloween, o sărbătoare pe care cei tineri au asimilat-o cu mare entuziasm și care a ajuns una dintre cele mai îndrăgite sărbători laice. În această seară, de la ora 18, în incinta Bibliotecii Județene, a cărei curte va fi străjuită de numeroși bostani felinari, cum cere tradiția, se va desfășura un atractiv program recreativ de Halloween. Se vor prezenta tradițiile și obiceiurile legate de această sărbătoare, vor avea loc două concursuri, cel mai înspăimântător costum și dovleacul de groază. Imaginația, inspirația și fantezia concurenților vor avea libertate de manifestare, spre bucuria participanților, tineri și mai vârstnici. Costumele inspirate din figurile supranaturale, monștri, schelete, vrăjitoare, vampiri, vor aduce un plus de farmec serii petrecute la bibliotecă de Halloween. Seara de Halloween se va încheia în mod plăcut, cu o petrecere la care muzica și dansul vor fi la ele acasă, veselia și buna dispoziție fiind note dominante. Prietenii bibliotecii de toate vârstele sunt așteptați cu brațele deschise la această frumoasă sărbătoare de sfârșit de toamnă. Și la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva va avea loc o acțiune care sigur vă va stârni curiozitatea, mai ales că este vorba de păsări de pradă. Așadar, în această seară, de la ora 19, în sala șemineului va avea loc deschiderea oficială a simpozionului, urmată de prezentarea unor lucrări de specialitate cu tematică biologică, șoimaristică sau din domeniul medicinii veterinare. Evenimentele vor continua și sâmbătă 31 octombrie, când prezentarea lucrărilor va fi completată și cu discuții vizând problemele Asociației Peregrinus, precum și cu proiecții de materiale video cu tematică șoimaristică. Și cinefilii au ce vedea în acest sfârșit de săptămână. La cinematograful Patria din Deva rulează două filme. Box este o producție românească ce spune povestea lui Rafael și Cristina. În ciuda diferenței de vârstă dintre cei doi, Rafael și Cristina au în comun aceeași nevoie disperată de afirmare. De-a lungul filmului, fiecare învață în felul său lecția maturizării și a compromisului. Box este o poveste de dragoste spusă altfel decât în filmele americane. Box este o provocare atât emoțională cât și intelectuală. Pelicula poate fi urmărită începând de astăzi și până miercuri la cinematograful Patria din Deva, zilnic de la ora 15, prețul unui bilet fiind 6 lei. Dacă n-ai fi măritat și n-ai avea nici copil, te-ai fi măritat cu mine? Rămân jos. Clar? Rămân jos. Cel de-al doilea film, De Pan, este o dramă. Fugind din calea războiului civil din Sri Lanka, un fost soldat, o femeie tânără și o fetiță pretind că sunt o familie pentru a trece granițele. Refugiați în Franța, într-un oraș problematic, abia cunoscându-se unii pe alții, ei încearcă să-și construiască un cămin. Filmul rulează la cinematograful Devean de la orele 17 și 19, iar prețul unui bilet este 8 lei. നടരാജൻ തീപൻ വയസ്സ് 35 പെൺജാതി യാളിനി 24 വയസ്സ് മകൾ 9 വയസ്സ് കുടുംബത്തോട് 6 മാസത്തുകൾ സെറ്റുപോച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ താൻ ഇവിയൾ സാ വസ് ബ്യാസി ആക് ടോ മാരി
Toi, heureuse ici? Oui. അവ എന്റെ പിള്ളല്ലേ, അത് എന്റെ മനസ്സിനല്ല. എല്ലാം പോയി. ആരാർക്കും പ്രൗഡില്ലേ? J'ai rien à gagner à foutre la merde. புள்ளியாரப்பா, இங்க ஒரு பிரச்சனையும் வரக்கூடாது. எல்லாம் நல்லபடியா நடக்க வேணும். Locuitorii Văijiului pot vedea în acest sfârșit de săptămână la Teatrul Dramatic Ion de Sârbu din Petroșani două spectacole de teatru. Primul, la Union Birjar, poate fi văzut sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 18, iar cei mici sunt așteptați duminică la spectacolul de Gețica. Sâmbătă de la ora 11, în fața statuii lui Decebal din Deva, puteți participa la o nouă ediție a campaniei Premianții fără premii. De această dată aveți ocazia să-l cunoașteți pe maestrul Dumitru Fărcaș. Îi spui numele și îți vin în minte imagini și sentimente despre Ardeal, despre țara ta, despre oamenii frumoși și despre dragostea față de meleagurile natale. Trudește de o viață pentru valorile noastre autentice și se luptă să arunce înainte în timp tezaurul nostru folcloric. Sâmbătă 31 octombrie, ora 11, maestrul Dumitru Fărcaș vine să-l cunoaștem. Aveți ocazia să-l priviți în ochi, să-i spuneți o vorbă caldă și să fiți parte dintre cei care îi vor mulțumi oficial printr-o diplomă și un buchet de flori, venind în fața statuii lui Decebal din centrul Devei. Sâmbătă de la ora 11.30 la Galeria de Arte din Hunedoara se va lansa cartea Istoria uzinelor de fier Hunedoara, autor Ioan Romulus. Evenimentul cultural este organizat de Primăria Municipiului Hunedoara. Iar de la ora 15, corviniștii sunt pe stadion. Fotbaliștii hunedoreni vor juca împotriva celor de la Metalurgistul Cugir. Așadar, suporterii sunt așteptați să-și susțină și de această dată echipa favorită.